Bine v-am regăsit! Câte ispitiri ne bântuie gândurile în fiecare zi? Cum le rezistăm depinde de alegerile pe care le facem. Se spune că în fiecare ființă umană există un înger, dar și un demon. Când unul devine mai puternic decât celălalt, aflăm în ediția de astăzi a emisiunii Arta Fericirii. Invitata mea este jurnalista și scriitoarea Laura Nureldin. Bine ai venit, Laura! Bine te-am găsit, Mirela! Tema emisiunii are ca punct de plecare cartea ta, Demon, privită dintr-o perspectivă personală pentru fiecare dintre noi. Tu spui așa în cartea ta, există demoni buni și îngeri răi. Vreau să aflăm de la tine și din această carte, dar și din experiența de viață, în ce moment apar aceștia în interiorul ființei noastre și, de fapt, în ce context de viață? Cred că ne naștem cu ei și cred că e foarte important nu pe care dintre ei hrănim, pentru că, într-o măsură mai mică sau mai mare, îi hrănim și pe unul și pe celălalt. Cred că e foarte important cu care rezonăm mai bine. Am văzut-o imagine, cu un citat care mi-a plăcut foarte mult. Iubește-mă așa cum mă iubesc demonii mei. Câteodată te simți alinat de zona angelică din tine, alteori te simți alinat de cealaltă. Cred că e important să înveți să le accepți pe amândouă ca făcând parte din tine. Care a fost momentul în care tu ai decis să scrii această carte și ce a stat, de fapt, la baza ei? E o poveste foarte frumoasă, nu e o carte horror, nu e o carte care să te sperie. Cum s-a născut această idee în mintea, în sufletul tău? Demonii ei o însoțiseră mereu. Asta este prima propoziție din carte. Așa a început. Chiar așa a început. M-am așezat într-o seară, am deschis un document și am început să scriu. Demonii ei o însoțiseră mereu. Ca să o țină, nu ca să o chinuie, nu ca să o tortureze, ca să o țină de mână, ca să-i călăuzească pașii. Exact așa a început. Asta simțeam eu atunci. Despre mine. În momentul în care scrii povestea unui personaj imaginar sau unor personaje imaginare, în fiecare dintre acele personaje pui câte puțin din tine și o faci fără să-ți dai seama. Cum reușești tu să gestionezi relația aceasta cu acei demoni buni și îngerii răi? Cine sunt, de fapt, îngerii răi și demonii buni din viața noastră? Fraza asta o spune Iadiel, demonul din demoni. El spune, de fapt, nu toți îngerii sunt buni și nu toți demonii sunt răi. El vorbește cumva despre generalizări, care nu sunt bune de cele mai multe ori, să nu generalizezi, n-o să spun niciodată nu sunt bune, de cele mai multe ori, generalizările nu sunt bune. E foarte bine să încerci să-l privești pe fiecare în parte, cu demonii și îngerii lui. În limbajul comun, un om care este bun, face lucruri extraordinare, chiar se dăruiește pe sine, este catalogat ca fiind un înger. E un om bun, așa spun ceilalți despre el. La cealaltă extremă, un om care e agresiv, are răutăți, veșnic face ceva grav, poate, îi spui, e un diavol omul ăsta. Sigur, aici se discută foarte des și despre posesia demonică, ea există și este foarte gravă și e dificil de dus pentru persoana care e posedată, dar și pentru familie, pentru cei din jur. Nu interpretăm noi corect aceste lucruri, nu avem proprietatea cuvintelor când spunem ăla e înger, ăla e demon. La îngeri ne referim, nu, în textele religioase, ca la armata Domnului. Armată. Există îngeri războinici, nu? Un înger care ridică sabia fie și ca să învingă răul. Nu e chiar așa o ființă zen și care plutește pe norișor și cântă la harpă, mă gândesc. Aș urmărește propriul interes. Urmărește binele. Ascultă de un ordin, nu e așa, că o armată asta face. Dar nu este blând. În momentul ăla, în momentul în care ridică sabia, nimeni nu e blând, nici măcar un înger. Obișnuiesc să fac diferența între religie și spiritualitate. Referindu-mă strict la religie, nici măcar dacă ne luăm după acele texte, îngerii nu sunt în totalitate niște ființe pozitive, niște ființe exclusiv luminoase, niște ființe bune, cum ai spus. Oamenii, da, putem să-i catalogăm îngeri sau demoni, dar gândește-te puțin la principiul yin-yang. Nu există întuneric fără lumină și lumină fără întuneric. Nu există bine fără rău și rău fără un pic de bine măcar.
Vorbeam de greșelile pe care le facem noi în a-i eticheta pe ceilalți. Tu te-ai confruntat cu astfel de situații în care a fost etichetată din exterior. Știu că urmărești seriale cu vampiri, scrii despre asta pe blogul tău personal, scrii pe rețelele de socializare, ești foarte activă pe contul tău de Facebook, te îmbraci în negru, porți mult negru, ai tatuaje, lumea te-ar putea interpreta greșit, pentru că mulți dintre noi asta facem. E satanistă, ea vorbești și tu de pentagramă, nu? Adică ai primit astfel de analize exterioare și cum ai răspuns? Eu sunt creștină, ortodoxă, mulatră, născută și trăită în România. Campionul interpretării a fost un domn, dacă nu mă înșel, care a lăsat la un moment dat un comentariu pe Facebook. Cred că am râs jumătate de oră, fără să exagerez. În același comentariu, eu eram musulmancă, vrăjitoare, atee, musulman ateu, în fine. Deci musulmancă, vrăjitoare, atee și satanistă. Mi-a ieșit, da. Evident că nu sunt niciuna din toate astea. Vrăjitoare mi-aș dori uneori să fiu, mai exersez. Ce fel de vrăjitoare? Știi cum, depinde și de adresant. Tu ai declarat, ești creștină, ești ortodoxă, ai trăit într-un anumit spirit. Deci partea cu vrăjitorii, cu misticismul, nu prea se completează una cu alta, adică... Vrei să-ți povestesc o surpriză uriașă pe care am avut-o, apropo de cum se potrivește vrăjitoria cu creștinismul? Da. Citeam despre Sfântul Ciprian pe un site ortodox. Nu Wikipedia sau altceva ce îți poate oferi Google, un site ortodox. Unde povestea Sfântului Ciprian începea cu faptul că el practica vrăjitoria și... participa la orgii cu zeii din Olimp. În momentul ăla am făcut așa un pas în spate și am zis ok. Serios? Da. Da, este un site serios. Este un site absolut serios. În momentul ăla am zis ok, adică creștinii recunosc existența zeii. Deci cum? Asta ce înseamnă? Că nu cunoaștem suficient de bine, nu studiem, nu aprofundăm temele astea? Nu avem suficientă deschidere să vedem îmbinările dintre diverse versiuni ale aceleiași povești, dacă vrei. Și e o modalitate de a-i ține pe oameni umili, supuși? Asta crezi că face religia? De a-i ține acolo? Asta cred că fac... unii care folosesc religia pentru asta. Religia are și foarte multe laturi pozitive, nu? Există decalogul, care de fapt este o sumă de reguli etice și morale absolut firești pentru orice om, indiferent dacă este credincios sau nu este credincios și dacă e credincios, indiferent ce religie ar avea. E firesc să nu ucizi, să nu furi. Sunt lucruri normale și pedepsite chiar și de legile pământene, nu? Codul penal cam tot asta spune. Dincolo de asta, eu una nu agreez acea latură a religiei care promovează un Dumnezeu răzbunător și rău. Nu vreau să-mi fie frică de Dumnezeu, vreau să-L iubesc pe Dumnezeu. Vreau să fac toate lucrurile alea, nu pentru că mi-e frică că o să mă bată, nu știu cum, da, nu de asta, nu de frică. Religia n-ar trebui să fie despre frică, eu cred că ar trebui să fie despre iubire. Poate că asta e greșeală. Da, să știi că sunt mulți preoți care vorbesc despre asta. Adică, da, spun, nu e... unii care folosesc religia în direcția asta, nu spun că toți. Și alții care sunt mult mai deschiși la minte și în exprimare, în care spun nu e în jobul lui Dumnezeu să facă treaba asta, să se sufere pe tine și să... Iată. Te avertizeze cu vorba sau cu fapta. Felul în care noi îi privim pe ceilalți, îi analizăm, îi criticăm, suntem mereu nemulțumiți de cei din jurul nostru, avem diverse frustrări, nu? Spune multe despre persoana respectivă, felul în care stă și îl analizează, îl critică, mai ales dacă celălalt se află într-o situație bună de viață. E în natura noastră așa? Tu te-ai confruntat și cu astfel de situații? Insulte? Insulte? Da. Da, sigur. Și ce lecție ai învățat tu din asta? Pot să spun că nu știu. Poate că ar fi trebuit să învăț să iert. Nu mi-e ușor. E una dintre cele mai grele lecții. Iertarea cu adevărat, nu doar cu vorba spusă din vârful buzelor. Da.
Și cred că nu mi este atât de ușor, pentru că dacă e cineva care mă cunoaște, mă cunoaște cu adevărat, nu știe doar fața și numele, și îmi spune ceva care mă doare, o să mă gândesc de ce a ajuns omul ăla în situația de a-mi spune ce mi-a spus. Dacă e cineva care nu știe decât numele și fața mea, pe omul ăla mi-e un pic mai greu să-l iert, pentru că nu avea căderea de a vorbi despre lucruri pe care nu le cunoaște despre mine. Și nu am nici timpul, nici răbdarea, nici deschiderea, poate, de asta să mă întreb de ce a făcut asta. Și dacă nu am răspunsul la întrebarea de ce, nu prea am cum să iert. S-ar putea ca asta să fie lecția pe care nu am reușit să o învăț. Ce altceva vine ție greu să faci în lumea asta, în relația cu tine în special, dar și în relația cu ceilalți, și mai lucrezi la asta intens? Cu cât trece timpul, îți dai seama că nu ai depășit anumite etape. Nu stau, așa cum spuneai, să mă judec pe altcineva, să mă gândesc de ce, dacă nu e ceva care mă afectează pe mine direct, nu o să stau niciodată sau nu știu ce situație să fie, să stau să mă gândesc de ce a făcut cineva un anumit lucru. Cred că fiecare își face propriile alegeri, are propriile motive și nu vreau să pic în păcatul celor care mă judecă pe mine fără să mă cunoască, făcând exact același lucru. Nu judeca pentru a nu fi judecat. Nu judeca pentru că nu e treaba ta, practic. Da, și nu e treaba ta. Tu te întrebi, tu ai judecat la un moment dat oameni? Pentru că eu recunosc, da, am avut și eu judecăți față de anumite persoane. Da. Chiar dacă poate aveam dreptate în unele cazuri, dar n-ar fi trebuit să gândesc așa. Am judecat și eu oameni, toți facem asta, cred că e natura noastră să ne uităm și să... măcar să gândim, dacă nu să și spunem ceva despre altul. Am judecat, am catalogat și realitatea m-a contrazis foarte rapid și foarte eficient și de atunci încerc să nu mai fac asta în măsura în care pot. E și o pierdere de energie absolut inutilă. E ce spuneam puțin mai devreme. De ce să generalizezi și să bagi un om într-o anumită categorie doar privindu-l sau doar auzind ceva despre el înainte să apuci să-l cunoști, dacă tu chiar crezi că merită să-l cunoști? Ai vreun exemplu care ți-ar veni acum în minte? Eram cu niște prietene undeva pe o terasă și a apărut lângă noi la un moment dat un puști, să fi avut 18-19 ani, un puști de etnie romă, care aștepta, îi comandase cineva mâncare și aștepta să fie gata mâncarea. Stând lângă noi, am început să-l întrebăm ce-i cu el, am aflat povestea lui, fusese dat afară dintr-un orfelinat, așa cum se întâmplă la majorat, din păcate, și își dorea să lucreze, își dorea să se angajeze undeva ca să poată avea banii lui, normal. Bine, și cum faci asta? Ai un telefon pe care să poți fi găsit? Nu. Am pus toate bani, i-am dat, cred că s-au strâns vreo 100 de lei și i-am spus, du-te pe strada cu tare, cel mai aproape, un magazin, ție de acolo un telefon cu cartelă și vii înapoi să ți-l punem, să ne dai și nouă numărul tău ca să putem să te găsim în caz că îți găsim un job. După ce a plecat, toate trei am gândit același lucru, acum măcar să-și cumpere bani, mâncare de banii ăia, dacă nu și-o cumpăra telefon, că înapoi probabil nu mai vine. Copilul a venit înapoi cu telefonul, cu bonul și cu restul pe care voia să mi-l dea. Îmi venea să mănânc vorbele și gândurile. Și ce ați făcut în acel moment? Pardon, da. Am greșit. Ok, hai să vedem ce putem face pentru tine. Ține, crezi, de fățărnicie și de o degradare, așa, o boală a degradării sufletului și a minții oamenilor? Să avem atitudinea aceasta de, nu numai de invidie, de răutăți, e aproape o ură viscerală în societatea românească. De a-l acuza, de a-l vedea doar pe celălalt și a-i vedea greșelile și de a, pe tine, dar nu te pune în aceeași ecuație. De acea persoană care nu are răbdare cu celălalt, nu are îngăduință, nu are capacitatea de a ierta, de a iubi. Nu are capacitatea de a iubi. Cred că este lene și superficialitate. Ăștia sunt oamenii care țin post și atunci când țin post sunt cei mai cucernici și când merg la slujbă, tot așa, ne facem cruce, aprindem lumânări, ne rugăm pentru un dăm acatiste și în secunda în care am ieșit din biserică și ne cere cineva un ban pentru mâncare, eventual îl înjurăm și mergem mai departe și suntem foarte mulțumiți altfel că noi ne-am făcut datoria de credincios, am fost, ne-am rugat, am aprins lumânări, cum spuneam, și nu mai contează restul. Nu e așa. Cred că e mai important ce faci în afara bisericii, în viața ta de zi cu zi, dincolo de religie, da?
strict ca spiritualitate și ce faci tu pentru tine, pentru sufletul tău, dacă vrei. Și evident, asta o faci prin felul în care te porți cu ceilalți. Străbunica mea avea o vorbă, e în post, e mai important ce scoți pe gură decât ce bagi în gură. Degeaba mănânci numai scaieți și nu știu ce salată, dacă te porți îngrozitor în continuare, da, dacă ești rău cu ceilalți, dacă nu îi ajuți, dacă îi judeci, nu se pune. Degeaba, nu se pune. Adică nu cred că undeva stă cineva cu un catastif și zice, da, tu ai mâncat zacuscă, ești ok. Tu, ok, ai mâncat friptură, ai făcut și niște lucruri bune, dar ai mâncat friptură, nu e bine. Nu cred că despre asta e vorba. Vorbeai despre bunica ta. Mulți sunt curioși să afle povestea ta de viață, mai multe date despre părinții tăi. Tu ai postat la un moment dat pe Facebook o întâlnire pe care ai avut-o cu tatăl tău, pe care l-ai regăsit după foarte mult timp, nu? Spune-ne puțin din povestea ta de viață. Haideți să-ți povestesc cum a fost întâi regăsirea. Nu eu l-am găsit, pentru că eu știam, ca toată familia de altfel, știam că tatăl meu a murit când eu aveam vreo 2 ani, în Sudan, el e sudanez, într-un accident de mașină. Inclusiv ambasada Sudanului la București ne spusese asta în mod oficial, deci nu mai avea rost să căutăm nimic. În anii 80. În anii 80, da. La începutul anilor 80. El studiind aici în România? El studiind aici în România, aici a cunoscut-o pe mama mea, aici m-am întâmplat eu. Nici măcar nu aveam amintiri cu el, că până la 2 ani nu. Și m-am pomenit într-o seară cu un mesaj pe Twitter de la un tânăr al cărui nume semăna cumva cu al meu și care mă ruga foarte insistent să-mi verific mesajele de pe Facebook, ceea ce am și făcut. Era fratele meu, despre care habar n-aveam că există, și am început să-i pun întrebări de verificare. Eram la telefon cu mătușa mea, pe care o întrebam lucruri, băi, ce să-l întreb pe ăsta, zi-mi ce, cum să-l verific, așa? Omul știa toate răspunsurile. Bine, zic, și cum? Toți știam că existi, toți am încercat să dăm de tine, fratele meu din Sudan, pentru că mai am un frate în America, este mai mic decât mine cu vreo 13-14 ani. Și în momentul în care a început să înțeleagă lucruri, tatăl meu i-a povestit despre mine, despre mama mea. Când m-am convins că e adevărat ce spune, mi-a dat numărul de telefon al tatălui meu, l-am sunat, în timp a început să plângă, mi-a închis telefon, după care mi-a răspuns și am reușit să vorbim în română, culmea, pentru că își mai amintea cuvinte românești. Da. Și asta a fost regăsirea virtuală. Și de cumva. Fapt, cum s-a întâmplat acel accident, nu a existat? Nu a existat niciun accident, a existat în schimb războiul din sudul Sudanului. El nu a mai putut pleca de acolo, nu a mai putut pleca din țară, de fapt. Și minciuna oficială a autorităților a fost că el a murit. Și el n-a reușit să ia sub nicio formă legătura cu mama ta? Nu. Între timp și mama mea a plecat din țară, a plecat din România. Pe vremea aceea nu erau rețele de socializare, nu aveai la dispoziție internetul și era foarte greu să se găsească unul pe celălalt. E o poveste de carte? E un subiect de film? Viața ta? Ar putea fi. Vreau să vorbim acum puțin despre liberul arbitru. Există o predestinare pentru fiecare individ în această lume sau ne alegem pur și simplu destinul, noi îl croim? Tu în cartea ta, Demon, spuneai așa: soarta și liberul arbitru nu sunt în opoziție, ci mai degrabă complementare. Omul face o alegere care îi definește drumul, dar alegerea îi aparține în totalitate. Liberul arbitru creează soarta. Gândește-te la aplicațiile de navigare. Ai foarte multe trasee pe care poți ajunge din punctul A în punctul B. Dacă tu alegi traseul numărul 3 din cele pe care ți le prezintă acea aplicație, acel traseu este predefinit. Da? Alegerea ai făcut-o tu. Alegerea pe care ai făcut-o tu poate însemna că pe drumul ăla întâlnești un accident, că pe drumul ăla este mult mai liber, că pe drumul ăla, nu știu, vezi o curte cu o grădină foarte frumoasă. Alegerea este a ta, dar toate lucrurile așezate în calea ta erau deja acolo. E o predestinare pe baza alegerilor personale. Asta cred, eu asta cred. Nu cred că se exclud reciproc. Tu cum faci alegeri în viață?
când ai, poate te afli la o răscruce de drumuri, poate un moment dificil, un moment sensibil și trebuie să decizi, așa sau așa, pe ce te bazezi, ce anume te ghidează? În primul rând, pe rațiune mă bazez și pe intuiție, într-o măsură destul de importantă. Pentru că de foarte multe ori mi s-a dovedit că atunci când mi-am negat intuiția, cum să mă gândesc la așa ceva, pentru că e o tâmpenie, n-are cum să fie asta, chiar așa era. Eu am scris ceva pentru tine. Laura, Laura Nureldin, nu ți-a plăcut de Cătălin, viclean, copil de casă, ce umple cupele cu vin meselilor la masă? Născocit ai și ai scris, cu mândra în toate cele, alege calea ce-a deschis Hiperion spre stele. Și aici mă refer la personajul tău, din carte, din Demon, cea care face o altă alegere. Lisa, care îl alege pe Iadiel. Cum ar fi fost dacă? Sau cum ar fi dacă? Mie mi se pare că asta e o întrebare care deschide foarte multe posibilități, nu doar atunci când scrii. În general. Acum sper că Eminescu nu se supără pe noi că am intervenit un pic în poezia lui și am schimbat cursul. Nu cred că îl deranjează, mai ales că ai scris foarte, foarte frumos. Suntem acum la Shada Coffee and Stories și nu întâmplător am ales acest spațiu pentru că e un loc cu o aromă, cu imprimeuri persane, e un loc cu atmosfera Persiei. Primele tale două cărți se desfășoară în Persia Antică. Cum s-a născut Mora? Mora te reprezintă, am impresia, foarte mult. Cum a apărut inspirația Regii Timpului? Butonând într-o noapte televizorul, am nimerit un film, mi-a plăcut foarte mult decorurile, că tot spuneai despre locul în care ne aflăm. Și am rămas să mă uit. Habar n-aveam despre ce e vorba. Era One Night with the King, povestea lui Xerxes și Estere. Mi-a plăcut foarte mult subiectul, mi-a plăcut felul în care fusese ecranizată povestea, personaje, decoruri, absolut tot. Și după ce s-a terminat filmul, am început să mă gândesc, fac asta de multe ori și cum ar fi dacă? Și cum ar fi dacă n-ar fi fost Estera, dacă era altcineva? O femeie care să nu fie așa cum erau femeile din vremea aceea, să fie altfel. Să faci această navetă în trecut, între trecut și prezent? Nici măcar nu m-am gândit la început că o să fie o navetă pe care să o facă cei doi între prezent și trecut. Niciodată nu mă gândesc, în momentul în care încep să scriu, nu mă gândesc la finalul poveștii, nici măcar la firul poveștii. Încep să scriu pur și simplu, descoper că povestea se duce într-o direcție. De cele mai multe ori, atunci când recitesc a doua zi ce am scris, cum am ajuns aici. Care e sursa ta de alimentare? Și aici mă refer la partea spirituală. Tu de unde te încarci sufletește? Tu cu cine relaționezi? Cel mai bine cred că mă încarc de la oamenii din jurul meu, de la oamenii care îmi sunt apropiați și pe care îi consider familie, indiferent dacă împărțim sau nu același sânge. Asta de la pământeni, da? Mă refer aici la o sursă divină. La ce te raportezi sau la cine te raportezi tu în această viață? Cred că eram în clasa 12-a, da, că atunci am făcut filosofie. Am avut de scris un eseu despre Dumnezeu. Și am scris o singură frază, am luat 10, îi mulțumesc foarte mult și acum domnului profesor pentru asta. Am zis, Dumnezeu este o forță pură și liberă pe care oamenii au luat-o și au închis-o în biserici. Această definiție a lui Dumnezeu, de acolo, e peste tot. Nu? E o energie, e natura, e tot, e universul, e oricum ai vrea să-i spui. De acolo, din bateria aia inepuizabilă de energie pozitivă a universului. Vorbeam despre această temă, poate căutare, această navetă între trecut și prezent, această călătorie între lumi îndepărtate, e ca o definire a propriului destin, adică undeva tu acolo te gândești, parcă vin și eu de acolo, adică te simți foarte apropiat, parcă face parte din tine, regăsești ceva, anumite gesturi, anumite lucruri, ți se par foarte cunoscute, ieși din filmul ăla din trecut. Mi s-a întâmplat de câteva ori. Ok, știu ce înseamnă deja vu, nu asta. Mi s-a întâmplat de câteva ori să recunosc locuri pe care le vedeam pentru prima oară. Mi s-a întâmplat în Roma, de exemplu. Atunci când mă certam cu GPS-ul care insista să intrăm pe nu știu ce străduță, nu.
Și spuneam, nu trebuie să o luăm pe aici, pentru că strada asta duce nu știu unde și mai bine o luăm pe acolo. Dar de unde știi că e prima oară când suntem aici? Nu știu, dar știu. Așa era, cum spuneam eu. S-ar putea să vin de acolo. Habar n-am, mi-ar plăcea să aflu, însă. Crezi în reîncarnare? Pentru că se leagă. Crezi în reîncarnare? Da, cred în reîncarnare. Cred în reîncarnare. Nu știu să-ți spun câți ani aveam. Atunci când am avut un vis, mă plimbam undeva, ce credeam eu la vârsta aia, că nu aveam alte repere, credeam a fi o stație de metrou, un spațiu destul de larg, cu plafonul mai jos, așa, dar cu niște coloane groase, rotunde, pictate, colorate, și mă plimbam cu o femeie îmbrăcată într-un fel de caftan. Habar n-aveam ce înseamnă, ce am vrea, atâta, știam că am visat asta. Mai târziu am citit istoria civilizațiilor. Și am văzut o imagine dintr-un templu egiptean. Nu era stație de metrou ce visasem eu atunci. Mulțumesc, Laura, pentru această discuție. Mult succes, așteptăm următoarea carte. Și ecranizarea. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ne-ați urmărit. Comunicăm în continuare pe pagina Facebook Arta Fericirii și ne puteți urmări emisiunile pe site-ul artafericirii.tv. Rămâneți cu bine și aveți curajul să fiți fericiți!